În apropierea orașului Moinești, pe dealul Măgura din satul Poduri, doi tineri ambițioși și curajoși și-au investit agoniseala în domeniul ospitalității. Familia Albu, Cristian și Ana Maria au construit, conform tradiției din zonă, o casă de oaspeți și o bucătărie cu loc de luat masa atât la interior cât și la exterior, integrate perfect în peisaj. Cele 5 hectare aflate în proprietate și gospodărite chiar de gazde oferă oaspeților bucate tradiționale moldovenești. Primul punct gastronomic din județul Bacău, în comuna Poduri, satul Poduri, pe dealul Măgura, din apropierea orașului Moinești. Stăm de vorbă cu proprietarii acestei locații, familia Albu, Cristian și Ana Maria. Bun găsit! Bună ziua, bine ați venit! Cum ați demarat acest punct gastronomic local? Sau mai bine zis, de unde v-a venit ideea unui astfel de demers? Da, noi în primul rând iubim natura. Și faptul că iubim natura, ne-am cumpărat prima dată terenul. Apoi am început să construim încet, încet și după aia ne-am gândit să oferim mâncare naturală turiștilor. Din ferma proprie. Sunteți pe persoană fizică, pentru că nu vă întreb dacă sunteți persoană juridică. Ca atare, cum sunt împărțite treburile la punctul acesta gastronomic? Deci eu o să mă ocup în special de bucătărie și de produsele din bucătărie, iar soțul meu se ocupe cu administrarea... Cu animalele. Gospodărești, da. Că până la urmă, fiecare trebuie să facă câte ceva. Tu cu mâncarea, el cu adusul materiei prime până la urmă, nu? Exact, da. Până la urmă, un punct gastronomic local înseamnă materie primă de la voi din gospodărie sau ce nu se poate din zonă. Da, din fermele, dar local. Din zonă, da, din fermele locale. Da. Aminteai la un moment dat, înainte de a începe dialogul, că vă veți baza pe produsele voastre, dar și de la oamenii din zonă. Am înțeles că ești specialistă pe partea cu peștele, nu? Sau îți place mult? Îmi place. Am fost de multe ori în Delta Dunării și am testat, să zic așa, produsele lor. Deci, ideea... Și ai luat și niște rețete, ca să nu zic că le-ai furat. Nu le-am furat. Ți-au fost oferite? Mi s-au oferit, da. La inaugurare, ce ați pregătit? Astăzi, la inaugurare, am pregătit vestitul storceag. Așa. Și sturion cu legume la cuptor. Practic, pește din zonă. Exact, din zona noastră. Foarte frumos. Bun, haideți să revenim, Cristian. Sigur că nu acest lucru ați vrut de prima dată să faceți, da? Voi v-ați ocupat și cu altceva. Da, noi am avut o afacere la care am renunțat din motive personale și cu banii care am obținut de acolo am demarat aici punctul gastronomic. Da. Sigur că nu va fi deloc ușor, nu v-a fost ușor nici până acum, dar nici de aici încolo nu vă va fi ușor, asta cu siguranță. Oricum, eu vă felicit pentru că ați avut curajul să începeți acest demers și în același timp să vă gândiți că va trebui să-l duceți pe mai departe. Asta nu este rău și sigur că vom mai avea invitați cu care vom discuta despre ceea ce înseamnă multiplicarea acestui exemplu pe care voi l-ați făcut aici și faptul că, iată, se încadrează foarte bine cu zona aceasta frumoasă unde ați avut norocul să vă nașteți. Ce să mai... Este un lucru frumos, spuneam. Hai să vedem. Ce poate găsi, în afară de mâncarea locală, un turist în zonă? Vă referiți la strict da, la noi? Adică, bun, vin, văd ce aș putea să mai vizitez în zonă. Mă cazez la voi, la domeniul Măgura, ce aș putea să văd în zonă? În primul rând, chiar aici aproape este un traseu turistic, spre lacul Tarnița. Turistul poate să viziteze mănăstiri, sunt diferite mănăstiri aici în zonă. În apropiere este Salina Târgu Ocna, un punct de atracție. Pârtie de schi la Sănic, asta iarna. Vara turistul poate să facă o plimbare cu telescaunul pe aceeași pârtie de schi. Mai ar mai fi un muzeu al satului în Măgirești,
Cam astea sunt atracțiile turistice. Deci, iată lucruri plăcute, bune, frumoase și de văzut de către turiști. Sunteți tineri, dar am înțeles că aveți și 3 copii? 3 copii, într-adevăr. 3 copii cu care ne mândrim și sperăm să... 2 băieți și o fată. 2 băieți și o fată, da. O să-i invit lângă noi să vorbim puțin cu ei, pentru că sunt și ei prezenți aici. Hai să vedem. Te rog, cum te numești? Mă numesc Alba Delina. Da. Ce clasă ești? A 8-a, trec a 9-a. A 8-a, trec a 9-a. Adică deja ești deja la am trecut. Liceu. Da. Că ai trecut de toate. Cum a fost la admiterea la liceu? A fost bine, am trecut cu bine. Da. Și către ce te-ai îndreptat? Spre liceu de artă. Da. Deci nu spre agricultură. Nu, dar îmi place să pictez. Îți place să pictezi? Da. Și aici chiar ai un loc frumos de unde poți să te inspiri. Da, mereu am zis că vreau să pictez un peisaj de aici. Este foarte... Mă inspiră foarte mult pădurile și câmpia și tot ce înseamnă, tot ce e verde aici. Deci îi vei ajuta să... Cum? Pe părinți. Vei pune tablourile tale. Da. Care vor fi un alt punct de atracție inedit până la urmă în acest punct. Dar pui mâna pe un cartof, pe un ceva? Inevitabil, normal. Da. Da. Acum munca e muncă. Asta munca e muncă, distracția e distracție. Da. Bun, am înțeles. mult succes. Ia să vedem. Tu ești cel mai mic? Da. Câți ani ai? 7 ani. 7 ani? Da. Și ce faci tu aici? Păi mi-ai ajut pe părinții mei. Cum? Nu știu. Nu știi, dar îi ajuți. Da. Păi nu, că ai acolo un loc de joacă. Da? Da, când mă plictisesc. Unde poți să iei alți copii și să le arăți cum se joace sau să te joci cu ei. Da. Sau iei o mână de fân și te duci la animale. Da. Mai Măricel, da, tu? Cum te numești? Mă numesc Albu Ianis Andrei, am 12 ani și trec în clasa 7. Bravo. Și tu cum ești cu treaba pe aici? Păi... Îi ajut pe părinți. Da. Încă nu mi-am descoperit vocația, adică nu mi-am descoperit talentul, dar... Dar îl vei descoperi. Oricum, dacă vei sta pe lângă părinți, cu siguranță îl vei găsi. Mulțumim frumos, să le spunem mult succes în noua lor îndelnicire. Vom reveni imediat și cu alți invitații care sunt aici prezenți la inaugurarea acestui punct gastronomic local din satul Poduri. Aflați la inaugurarea acestui prim punct gastronomic local din județul Bacău, autoritățile locale, dar și județene, ori cei implicați în autorizare, ne-au asigurat că exemplul familiei Albu va fi multiplicat. Vreau să felicit tânăra familie pentru acest lucru, pentru că nu e puțin lucru să faci asta. Așa cum vedeți și dumneavoastră, aici a fost destulă muncă și destulă implicare. Trebuie să ai nu neapărat vocație, trebuie să ai ambiție și trebuie să ai și bani ca să poți să faci aceste lucruri. Eu îi felicit pe ei și pe copii pentru că au avut gândul ăsta să facă asta aici, în Comuna Poduri, pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, ce puncte ar mai fi pe aici, pe lângă noi, care să le vizităm. Eu zic că dacă vă uitați în jur, nu vă mai trebuie niciun punct pe care să-l vedeți. Cred că Comuna Poduri are locuri pe care și mers la pas, cred că ați fi foarte mulțumiți și să vedeți câtă frumusețe este în jur, pentru că este o comună foarte mare și o comună cu oameni foarte harnici, așa cum și acești băieți tineri au dovedit că sunt. De altfel, așa cum ați amintit dumneavoastră, lucrurile, sigur, vii, stai, te relaxezi, ai parte de liniște și nu-ți mai trebuie nimic. Dar eu am întrebat pentru pretențioși. Da, am înțeles, am înțeles. Eu fiind primar al comunii, trebuie să promovez comuna și trebuie să promovez punctele care sunt de atracție în comuna aceasta. Sper că în acest mandat să pot să introduc comuna într-un circuit turistic, pentru că o să le fie mai ușor și lor și nouă. Avem chiar lucruri frumoase și lucruri. De exemplu, în Comuna Poduri este una dintre bisericile cele mai vechi de pe timpul lui Ștefan cel Mare, biserică atestată, sunt școli Spiru Haret, avem lucruri care să ne mândrim aici în comună, iar acest punct de atracție fiind și unic pe județ, cred că o să atragă
lângă el mai multe chestii adiacente, să spun așa, adică producători din zonă care să vină să ajute, între ghilimele, aici la dezvoltarea acestui punct, să atragă oameni de aici din zonă care să vină să aducă produse locale care sunt și la mare căutare, dar sunt și foarte bune, ceea ce este o plusvaloare pentru această comună și pentru locuitorii comunei noastre. Da. Și sigur, se mai pot deschide și altele, dar în același timp, dumneavoastră, ca și autoritatea locală, puteți să-i ajutați, să le puneți la dispoziție, până la urmă, infrastructura de care au nevoie. Să știți că venind aici și venind pe drumul care nu este încă asfaltat, chiar mă gândeam la asta, zic că este totuși greu să asfaltezi, să aduci un drum să asfaltezi până aici, pentru că sunt destui kilometri de asfaltat și este foarte scump. Însă m-am gândit, dar nu e mai bine totuși cei care vin să aibă și un pic de drum dintre ăsta de țară, că prea vin din localități dintre astea unde asfaltul e la 70-80 de grade, nu e mai bine să vină aici să răcorească și să vină și pe o bucățică de, și pe o bucățică de drum dintre ăsta de țară, altfel vor simți. Asta nu înseamnă că nu am putea să facem și lucrul acesta, pentru că toată lumea vrea confort. Dar spun eu că face parte din peisajul rural aici, așa. Da, că... ați amintit de temperatură 31-33, nu se compară cu 45 unde am fost noi ieri într-o deplasare, sau 39-42 câte sunt acum în București. Având în vedere faptul că, uitați, ne uităm și pădurea aici aproape, între ghilimele, cade pe noi, clar că e mai bine și mult mai confortabil. Așa că să invităm pe cei care ne urmăresc foarte să vină aici. Și vreau să mulțumesc și doamnei care este venită din partea Ministerului Culturii și Turism, doamna Marcela Lăzăroiu, și vreau să îi spun că o să avem o colaborare foarte frumoasă și pentru acest punct și pentru alte puncte din Comuna Poduri, așa că o să avem probabil un schimb de experiență plăcut și să fie bine. Este un loc extraordinar și felicit familia care a avut această inițiativă extraordinară. Eu m-am ocupat de promovare, lucrez de 2 ani la Ministerul Turismului, am început cu zona Său-Comănești și acum ne extindem în această parte ca promovare inițial, acum chiar și în domeniul clasificărilor, și o să le explic familiile respective ce presupune. Pentru că aici este un punct gastronomic local, dar au și un spațiu de cazare. Exact, procedura este simplă și îi încurajez foarte mult, pentru că turismul românesc are nevoie de așa ceva. Sunt tineri, sunt un model pentru copiii lor, care văd și cresc într-o asemenea atmosferă și într-o asemenea mentalitate de a investi în România, pentru că este un business care va lua o mare amploare și cu ajutorul nostru. Da. Să sperăm că lucrurile așa vor sta. Și vorbeam de partea aceasta, dacă tot reprezentați Ministerul Turismului, cum puteți veni în sprijinul celor care au astfel de inițiative? Noi venim în sprijinul lor în sensul că îi ajutăm cu această documentație, care este foarte simplă, ca persoane fizice și ca persoane juridice. Se depune documentația ori într-o platformă online care se numește SITUR, direct documentele ajung la Ministerul Turismului, sau le dăm noi consiliere pe plan local și procedura este destul de simplă în momentul actual. Nu trebuie neapărat să-și facă o persoană fizică, să devină persoană fizică autorizată, sau eu știu, să-și facă un SRL. Ca persoane fizice pot să aibă camere de închiriat, așa se numește, noi le clasificăm cu una, două, maxim 3 stele, cum este legislația, și oamenii pot lucra în manieră corectă. De altfel, înțeleg că există astfel de puncte gastronomice locale care au și spații de cazare și clasificate. De altfel, acolo unde există deja tradiție, să-i spunem, în genul acesta de ospitalitate. Da, probabil, nu cunosc, nu știu exact. Vorbim de județele de Bistrița, Suceava și așa mai departe. Se îmbine una cu alta, dar nu cred că este o problemă. Omul, dacă are 15, cum spunea și domnul Claudiu, 15 persoane la masă astăzi și dânsii vor să rămână la camere să se cazeze de noapte, nu cred că este o problemă. Eu chiar încurajez acest sistem, acest turism, pentru că este un turism de viitor și oamenii asta caută în România la momentul de față, să mănânce sănătos, să se cazeze în aer liber și tot ceea ce ne oferă natura și postul nostru extraordinar din zonă. Forumul Montan din România, filiala Bacău pe care îl reprezentați,
este cel care se implică până la urmă în ceea ce privește lucrurile acestea frumoase și aș vrea să povestim puțin despre ce înseamnă punct gastronomic local, pentru că Forumul Montan este unul dintre, sau mai bine zis, această instituție a statului se implică foarte tare în dezvoltarea zonei montane și iată, lucrul acesta la care am asistat astăzi este unul dintre punctele pe care le are Forumul Montan ca activitate, să-i spunem, principală. Bună ziua dumneavoastră și urmăritorilor dumneavoastră, cât de mult mă bucur că în județul Bacău s-a deschis primul punct gastronomic local. Punctul gastronomic este diferit de pensiune, din turism. Punctul gastronomic prepară acele mâncăruri aici local, din ceea ce produc ei în gospodăria lor și ce nu au de ajuns pot procura din localitate de la producătorii locali. Și producătorii locali cred că sunt bucuroși să audă că în Comuna Poduri, județul Bacău, s-a deschis un punct gastronomic local pentru că și ei pot să-și rotunjească veniturile și să vândă din produsele lor. Dacă vă uitați aici... Bag seama că erați un pic invidios pe cei din celelalte județe care au deschis nu unul, ci multe. Au deschis multe și încurajez în continuare atât tinerii cât și cei care au, eu știu, au dorința de a-și deschide puncte gastronomice. Nu trebuie să faci o construcție aparte, standard, ca să deschizi un punct gastronomic. Poți înfăptui acest punct gastronomic și în gospodăria ta, bineînțeles cu mici modificări, nu necesită investiții enorme și pe această cale vreau să încurajez și românii de peste granițe. Veniți, dragilor, acasă. Veniți acasă și investiți. Cred că o să veniți acasă cu ceva bănuți, că nu degeaba a stat ani și ani acolo în străinătate și veți fi fascinați să oferiți servicii turiștilor, să vă calce pragul, să le oferiți mâncăruri tradiționale din zonele dumneavoastră, de acolo de unde sunteți și România asta este superbă. Ne-a lăsat Dumnezeu o țară atât de frumoasă, un desen, un tablou și nu trebuie să ne căutăm, eu știu ce loc aparte ca să facem, să înfăptuim un punct gastronomic, că toată țara este presărată cu cadruri naturale deosebite. Așa și cum vedeți aici, apreciez această familie, este greu, deosebit de greu, să faci un drum de acces de câțiva kilometri, să ajungi la această locație, s-au așezat pe iarbă verde, după cum ați constatat și dumneavoastră, îi felicit încă o dată, au făcut eforturi deosebite, dar vor fi răsplătiți și sunt sigur că cei care or să vină aici ca și turiști sau cei care sunt interesați să deschidă un punct gastronomic vor avea ce vedea aici ca să fie exemplu pentru ceea ce vor să facă ei. Mai departe, vreau să expun diferența între o pensiune turistică și un punct gastronomic. Pensiunea turistică se poate aproviziona cu ingrediente pentru a prepara mâncăruri din supermarketuri și de la magazine de unde vor. Pe când într-un punct gastronomic trebuie să oferi vizitatorilor, turiștilor, mâncare pregătită cu ingrediente din gospodăria proprie, repet, sau din gospodăriile celorlalți localnici aici, în locația unde suntem, din Comuna Poduri. O comună extraordinar de frumoasă, vă spun, înainte vorbitorul meu, doamna primar, Diana Miclăuș, a specificat faptul că Comuna Poduri e presărată cu gospodării, cu oameni gospodari, de eu vă spun că este o competiție între gospodarii din Comuna Poduri, o casă mai deosebită și mai frumoasă decât cealaltă, cu intrări, cu porți deosebite. Vreau să spun că sunt artezani adevărați și sunt oameni atât de gospodari, niște oameni harnici și chiar nu vreau să operi pe doamna primar, dar este într-un fel, ar trebui să fie bucuroasă și satisfăcută că reprezintă o comună, ca și primar o comună, așa cum este Comuna Poduri, care se întinde pe zeci și zeci de hectare, este o comună foarte mare, nu o comună ușoară, are foarte multe sate în subordine și aș vrea pe această cale să încurajez și pe ceilalți, chiar localnicii din Poduri, din județul Bacău și din celelalte județe, înfăptuiți puncte gastronomice. Nu vă costă enorm de mult, o să vă placă ceea ce faceți și împreună cu dumneavoastră o să antrenați atât familia dumneavoastră cu copiii, cu toți,
cât și celelalte gospodării din localitate și ei vor putea aduce produsele să le vândă aici ca și ingrediente la punctele gastronomice. Vă doresc succes dumneavoastră, familia Albu Cristian și Ana Maria. Mulțumesc pe această cale și doamnei primar Diana Miclăuș și doamnei de la Ministerul Turismului Marcela Lăzăroi, care face parte și din Forumul Montan, este vicepreședinte în Forumul nostru Montan. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați făcut efortul să veniți pe aceste călduri insuportabile, dar le-ați suportat până la urmă, știindu-vă ce vă așteaptă aici, mese bogate cu mâncăruri deosebit de gustoase și frumos ornate de bucătărese care s-au ascuns, nu cumva să fie prinse în cadru. Aș vrea să le prindeți în cadru, că sunt niște doamne atât de frumoase și cu măiestrie au pregătit niște bucate extraordinare și nu vreau să continui că îi fac pe telespectatorii noastre să saliveze. Asta vom face noi, vom lua câteva imagini, fără doar și poate. Mulțumim foarte mult! Cu mult drag și vă mai poftim pe la noi și cu ocazia deschiderii altor puncte turistice și, de ce nu, puncte gastronomice locale.